Bună ziua! Bine ați venit la Drăgășan, la manifestarea de astăzi, Ziua Culturii, 15 ianuarie, așa cum știți și dumneavoastră, marele poet național, Mihai Eminescu. Ca de fiecare dată, în fiecare an, în această sală, la această dată, în permanență, am sărbătorit această mare manifestare, Zilele Culturii. Încă o dată, mulțumiri pentru că sunteți prezenți, încă o dată vă spun bine ați venit, ați revenit la Drăgășan, pentru că sunteți bineveniți în permanență. Mulțumim primăriei, mulțumim Consiliului Local, mulțumim Asociația Rusitapă Culturală. Mulțumim editurii Kit.com care au organizat și ne-au sprijinit la acest eveniment. Salut prezența și domnului viceprimar în sală. Este o noutate pentru că iată primăria își are reprezentant. De mult n-am mai avut reprezentant la manifestări culturale. Mulțumim și chiar City Managerului primăriei care este om de cultură, ne cunoaște de foarte, foarte mulți ani și e bine că a venit la acest mare eveniment. Pentru început, vă să prezint pe fiecare în parte, de regulă eu prezint pe fiecare acum, la început de eveniment. Dar ținând cont că suntem în limita cu timpul, avem timp limitat, o să-i prezint în timp ce fiecare va primi microfonul. Începe manifestarea de astăzi cu prietenul, prieten de o viață, colegi la cenacul Jimmy Hăescu, alături de mari nume drăgășenene, Emilie Stocescu, Drăgușin, Teodor Barbu și mulți, mulți alții. Evident, este vorba de profesorul care se află lângă mine, Ilie Bucă. Nena Ilie, la această mare sărbătoare, începem cu chestiune profesională. Mulțumesc tare mult. În primul rând și eu mă bucur că am putut să ne întâlnim astăzi. Sigur că faptul că Marian Bărăscu începe cu mine ca profesor de matematică e totuși cu totul special, pentru că astăzi, în primul rând, trebuie să vorbim despre Eminescu. În această perioadă urâtă, să spunem, pandemia aceasta, printre lucrurile multe neplăcute, pentru mine personal, am însemnat ceva bun. Am început să fiu mai pretențios față de mine. Ținând seama că, din păcate, mulți prieteni nu mai sunt în această perioadă, deci au dispărut. Deci, oricând, nu că a început să fie teamă, dar oricând putem o parte dintre noi să nu mai fi. Și atunci, merită să ne întrebăm, am făcut destule lucruri? Îmi cer scuze, iartă-mă că te întrerup. M-a luat valul. Vă rog să mă scuzați, dar astăzi vom începe manifestarea de astăzi. Am pierdut de curând doi buni prieteni care erau prezenți la Drăgășani. Și aș vrea să păstrăm un minut de reculegere pentru ei, este vorba de poetul slătinean Smedescu Ioan și de prietenul nostru care era în permanență 3 ani, de Costi Trițar, de la Piatra Olt. Ei erau permanent la noi în țară. Haideți, vă rog, un minut de reculegere. Vă mulțumesc, continuăm. Chiar la ei mă gândeam și de aici această, cum să zic, percepere a mea, că parcă nu întotdeauna am făcut suficient. Întâlnirea de astăzi, de exemplu, în memoria celui mai mare poet al nostru, Mihai Eminescu, pe care eu îl, cum să zic, îl apreciez numai ca poet, și în ultimul timp îl apreciez foarte mult ca mare patriot. Pentru că
A fost una din vocile acelea teribile care s-au luptat cu sistemul de atunci. Cel care a scris despre alții care ne asupreau. În acea perioadă chiar Bismarck a ajuns să roage guvernul român să-l scoată puțin pe Eminescu din viața socială. Datorită celor scrise de Eminescu. Bineînțeles că are de unde, pentru că și el l-a iubit foarte mult pe Cuza. Când era Cuza Maxim, Eminescu, împreună cu o grup de studenți, a mers să-l viziteze. Și atunci, plecând la această idee că am devenit puțin de mai pretențios, chiar vreau să vin cu propunere. Mă bucur că, în sfârșit, așa cum spunea și Marian, avem din partea primăriei reprezentanți. Primul lucru pe care cred că ar trebui, domnul Bărăscu, noi, cei de pe aici, este că, de acum încolo, să ținem strânsul primăria. Oricât ne-am zbate, oricât am încercat, nu putem face să se simtă cultură în Drăgășani fără ajutorul primăriei. Mai mult, aș cere prin domnul Zăuleț ca în cadrul primăriei, prin reprezentantul culturii, în discuții cu domnul Maria Bărăsu și cei care se ocupă de cultura din Drăgășani, special, dar nu numai din Drăgășani, să ne facem un plan de bătaie lung. Adică, aș vrea ca, asta zice că e ziua culturii, eu zic zilele culturii. Ce ar zice ca acestea să fie zile ale culturii, să fie nu una, trei. Una se ridică de Eminescu, că trebuie să dă cezarul ceea cezarului. Una să ne ocupăm și de noi, că avem și noi oameni de cultură, i-am uitat. Dumitru Bălașa. Marin Brânaru. Orza Olimpiu. Dumitru Bărașa. Am zis, da, Dumitru Bărașa. Și Sabin Bărașa, că sunt doi de Bărașa, mari personalități. Despre Orza Olimpiu, care ne-a fost și de profesor, la liceul din care eu am un cel mai bun liceu din țară, Caro, există biblioteca, o bibliotecă extraordinar de valoroasă, care se numește Jim Mihaiescu. Culoarul care e foarte lung este împânzit cu tablouri ale lui Orza, inspirat din opera lui Jim Mihaiescu. Și eu, dacă mă uit pe aici, nu văd. Oare de ce? E domnul Mihaiescu acolo. Nu, vreau de tablourile lui Orza care sunt acolo. Aici nu mai știe nimeni aproape de domnul Orza. Trebuie, la fel de Marin Brânaru, care nu știu cât știți, dar când era cântare României, mergea cu corul la București, a luat 10 de fiecare dată cu corul din Drăgășani. Și atunci de ce să nu îi scoatem în evidență să arătăm noi generații? Aseară, sau azi noapte, având un, un mine caz într-o familie, am fost la stat de veche și un tânăr îmi spune: am auzit la radio, nu prea ascult, zice el. Dar întâmplător, că Eminescu și Creangă au fost foarte un prieten. Nu știam ce să fac, să râd sau să plâng. A auzit și a reținut. Înseamnă că în perioada când a fost elev, eu sau alții ca mine n-au reușit să-i spună vreodată acel lucru. Adică copiii noștri, elevii noștri, nu mai au asemenea cunoștințe. Nu li se mai imprimă. Chiar putem face, dar nu facem, că nu, asta este scopul nostru, să vedem cât știu despre Jim Mihaiescu de la liceu, care poartă numele. Și atunci, domnule Bărăscu, propun, domnul Zăuleț, să ne facem acest plan de bătaie și să facem la anul, cum am zis, poate 3 zile de cultură. Să fie și ele aici. Cadre didactice. Sunt la liceu 3 profesori de română extraordinari, care sunt bune amice și le cunosc. De ce să nu vină aici? Pentru că
ei vor transmite mai departe. Ei vor fi cei care îi lăsăm. De multe ori mă întâlnesc cu Marian și după ce nu mai fi noi să alegem plasă de cultura Drăgușani. Da, pentru că deocamdată, din păcate, nu mai sunt prea mulți care fac. Dar hai să facem noi cumva să rămână cineva să o facă. Și asta să fie datoria noastră, domnul Brăsu. Eu vă mulțumesc că ați venit. Sper să vă simțiți bine chiar în aceste condiții. Și hai să dăm de Dumnezeu să ne întâlnim și fără mască. Mulțumim, domnului Buta, la fel mă la Dvaro, pentru unii dintre dumneavoastră, am uitat să mă prezint, mă numesc Marian Bărescu, sunt președinte la Asociația Rusitava Culturală, membru al Ligii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sunt cu șeful meu, filiala Vâlcea, unde am și președintele de la OZPR-ul, lângă mine, și mai presus de orice, sunt inițiatorul unui proiect național prin Ministerul Culturii, care se numește Caravana Culturii, în care bătem România în lung și în lat. Cam ceea ce făcea Păunescu pe vremuri. Alături de mine am pe domnul Nicolae Dinescu de la Vâlcea, decan de facultate, profesor, arbitru internațional, ăsta, om de televiziune, decan, jurnalist. Și decan de vârstă. Ziarul vâlcean, ziarul de Vâlcea pe care ni l-a adus astăzi, a scris și despre evenimentul care se întâmplă aici în sală. Dar revenind la Eminescu, domnule profesor, Eminescu, dincolo de poetul, marele poet, și cititorii l-au recunoscut ca poet național, poetul neamului românesc. Poet național, patriot, omul care a incomodat pe foarte mulți din politica timpului, omul care a intrat în istoria României, omul care a știut să redea prin cuvinte o imagine extraordinară a neamului nostru străbun. Acum 2 ani am făcut parte din comisia care făcea o înfrățire între Horezul și zona Cernăuților. Am plecat în Ucraina și am lângă mine 2 reprezentanți care am fost în această delegație, pe domnul Nicolae Dinescu și pe doamna Gabriela Zidaru, poeta Gabriela Zidaru, doamna profesor Gabriela Zidaru, Amzulescu, locatara noastră, dar ca profesor a fost cea în altă parte, într-o altă zonă a țării, s-a reîntors acasă, evident, și eram undeva, am ajuns pe malul Nistrului, că vorbesc de Eminescu. Domnilor, doamnelor, când am ajuns pe malul Nistrului, acolo unde eram împreună cu mai mulți, că am fost o delegație de vreo 30 de persoane, oricine putea să spună, pentru că era Nistru și cetatea lui Ștefan cel Mare, Marele Ștefan. Acolo am văzut și am avut în memorie marea poezie care a fost interzisă pe vremea comunismului, unde Eminescu spunea cam așa, stăteam acolo și mă uitam la Nistru. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătare. Din Otin și până la mare vin muscarii de apărare, de la baie la Otin mereu calea mi-o ațin, și cum vin cu drum de fier, toate cântecele-mi pierd. Zboară păsările toate de neagră străinătate, numai umbra pinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, codru frate cu românul, și izvoarele-i seacă. Sărac în țară, sărac, cine a îndrăgit străinii, mâncaia inima câinii, mâncaia casa, pustia și neamul renemericia. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta. De-i suna din corn odată, o să adun Moldova toată. De-i suna a doua oară. Toți dușmanii o să piară, din hotare în hotare, îndrăgia ciorile și spânzurătorile. Mihai Eminescu. Vă mulțumesc. O să-i îmânesc microfonul domnului Nicolae Dinescu, că a scris despre evenimentul de astăzi, este de nelipsit colaborarea între Drăgășani, Asociația Rusitava Culturală și televiziunile vâlcene, și nu numai, și cu Forumul Vâlcean,
și cu Uniunea Ziaristilor Profesioniști din care facem parte, este prezent în mijlocul nostru. Bine ați venit, domnule Nicolae Dinescu. Să rămân la doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, stimate domne viceprimar, vă rog să transmiteți domnului primar întreaga noastră gratitudine a oamenilor de cultură din județul Vâlcea, a membrilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Vâlcea, așa cum spunea bunul meu prieten Marian Bărăscu, o structură organizatorică foarte puternică. De dimineață, ca invitat, am fost prezent la Sfânta Arhiepiscopie, unde în preajma domnului tânărului subprefect Fârtat și a vicelui președinte al Consiliului Județean care răspunde de cultură, am asistat la o slujbă religioasă închinată marelui, inegalabilului poet, Luceafărul poeziei românești, marele Eminescu. Stimații mei, despre Eminescu s-a scris mult și s-a vorbit și mai mult. Ne-ar trebui o zi și o noapte ca fiecare dintre noi să vorbească câte ceva din amintirile când era elev la școală sau să vorbim despre opera lui, o operă inegalabilă. Marele Eminescu, deși a avut o perioadă extrem de grea, pentru că a trăit și trage seva dintr-o familie numeroasă de 11 copii, dar taică-s-o, cât și mama lui, au dorit ca acești minunați copii cărora le-a dat viață să învețe carte. Așa cum spunea și Marian, unde mai găsim asemenea situații? Când la ora actuală, atenție ceea ce vă spun, în calitate de cadru didactic universitar, știu cu ce ne confruntăm în învățământul universitar. Vin copiii, vin părinții bătuți de copii, de studenți. Nene Gheorghe, de ce te-a bătut? Și domnule profesor m-a bătut că nu i-am dat bani să-și cumpere mașină. Uitați-vă până unde am coborât, până unde a ajuns sistemul educațional din țara noastră. Mai mult de atât, stimații mei, la ora actuală, tineretul, și vă rog să rețineți acest lucru, umblă după patru lucruri pe care le găsesc ei esențiale. Ce anume? Tatuaje și cercei în urechi, femei frumoase, atenție, bani cât de mulți și mașini de lux. În rest, absolut nimic. Fără muncă. Fără muncă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Ca reprezentant al școlii Vâlcene, sunt pornit împotriva acestor oameni care se abat de la bunul simț elementar, de la o conduită care trebuie neapărat să ne dea de gândit. Eminescu, ceea ce dumneavoastră poate cunoașteți mai puțin, sau cei care ați citit mai mult, ați avut aplecare spre opera lui Eminescu și vă felicit foarte, foarte mult, n-a frecventat cafenelele și barurile marilor metropole din perioada din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, trăitor pe acest pământ o perioadă scurtă, 39 de ani, 1850-1889. 39 de ani. Dar a lăsat în urma lui o operă imensă. Și ar fi foarte bine ca opera lui nu poate nimeni să o citească de la A la Z, din copertă în copertă. Dar totuși trebuie să o studieze, să citească mult, pentru că el, prin tot ceea ce a făcut, a vrut să îndrepte lucrurile. A pornit de jos. La vârsta de 16 ani,
își punea semnătura peste primele poezii apărute în presa vremii. Mai mult de atâta, vă rog să rețineți, în perioada când a trăit trăitor pe acest pământ numai 39 de ani, nu a scos niciun roman. Opera lui a apărut după moarte, datorită unor personalități eminente ale vremii. Ion Eliade Rădulescu, care a devenit după aceea, după 1866, când s-a înființat Academia Română, a lansat un îndemn pentru tineretul din acea perioadă. Scrieți, băieți, dar nu mai scrieți românește. Uitați-vă dumneavoastră la televizor, mi-e și jenă să spun că lucrez în presă de o viață. Am încercat să îmbin activitatea de însușire a elementelor de bază cu activitatea sportivă. Să dau tineretului lucruri esențiale. N-am văzut și nici dumneavoastră. Sunt convins că nu o să vedeți pe nimeni cu o carte sau un ziar în mână. Ce au cercei în urechi, galene sau cum se numesc, voi știți mai bine, în urechi și cu ochii după femei, după mașini de 100-150 de mii de euro și tatuaje pe braț și pe picioare. Unde o să ajungem? Trebuie neapărat să îi educăm încă de când sunt mici. Pentru că altfel îi pierdem. Cine ne va lua locul? Ne va lua locul, stimații mei. Marelești. Ne vor lua locul asemenea elemente, asemenea exemple. Este foarte, foarte greu. Trebuie să-l felicit pe Marian și pe colaboratorii lui, prieteni intimi de aici, din capitala firului românesc, așa cum îmi place mie să spunem, Drăgășani, pentru că a strâns lângă el un mănânc de prieteni adevărați, oameni de cultură, au primit sprijinul organelor locale, administrației locale, prefectul primarului și vicelui primar. Asta este și consilierilor locali. Asta este un lucru foarte, foarte bun. Că i-am dat numele lui Eminescu unei străzi, unei cartier, unei librării, unei biblioteci, unui simpozion, unui concurs, este foarte puțin. Foarte puțin pe măsură ce ne-a învățat el, ce a lăsat el în urma lui. Deși, repet, trăitor pe acest pământ foarte puțin. Nici 4 decenii de viață. Iată ce a făcut Eminescu pentru noi. Și este foarte bine, dragă Marian, astăzi îl informam pe domnul prefect și pe preasfințitul Varsanovie că vin la Drăgășani. M-a întrebat unde te duci acum? Că știu că ești neasâmpărat. Unde te duci? Unde să mă duc? Decât la Drăgășani. E al doilea oraș, al doilea municipiu după Râmnicu Vâlcea. Și ei au nevoie de sprijinul nostru, de prezența noastră. Este un mare lucru. Și-au dat afirmativ din cap. Trebuie să facem mai mult pentru oamenii de mare valoare, de mare cultură. În încheiere, că nu vreau... O să reveni. Da, nu vreau să mai revin pentru a vă pierde timpul. Poate o să credeți că abuzez prea mult de timpul dumneavoastră liber. O singură urare vreau să vă fac. Inimile și sufletele dumneavoastră, ca și celor dragi, să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. Mulțumim. Domnule... Domnule viceprimar, aș vrea să veniți aici lângă mine. Stimații mei, este un eveniment deosebit de important. Vă rog să vă rog aici.
având în vedere ziua de astăzi, 15... La microfon, la microfon. Dați microfonul, că nu se aude. 15 ianuarie, o zi sfântă pentru poporul român, pentru noi toți, aș vrea să înființăm în municipiul Drăgășani, în orașul Viilor, capitala Vinului Românesc, o structură organizatorică, o subfilială a filialei Vâlcea a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și am să dau citire conținutului acestui certificat. Prin prezentul act se atestă existența Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sub filiala Drăgășani, județul Vâlcea, înființat la data de 15 ianuarie 1921, având drept principal scop promovarea valorilor culturale prin activități jurnalistice, educative, de învățământ, artistice, în vederea revitalizării, dinamizării și relansării întregii mișcări ziaristice din zona municipiului Drăgășani, județul Vâlcea. Vă rog să-mi permiteți, și cred că sunteți de acord, să mânez acest certificat distinsului viceprimar al municipiului Drăgășani. Vă rog să primiți acest de asemenea, pe birou la dumneavoastră sau la domnul primar, această mică pentru dumneavoastră un calendar al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cât și pentru domnul primar. De asemenea, dau aceste ziare unde am scris de evenimentul de astăzi și de 15 ianuarie despre marele eveniment pe care îl organizăm astăzi și dumneavoastră ați fost prezent. Să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Vă mulțumesc! Din partea Primăriei Drăgășani și Consiliului Local Drăgășani, vă mulțumim tuturor că ați putut să fiți prezenți astăzi aici. Noi avem toată deschiderea și vă promitem că de acum încolo numai boala asta să ne lase să putem să ne desfășurăm. Vom face și cum, după cum știți, astăzi se împlinește 10 ani de când s-a dedicat 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale. Noi vă mulțumim și vă așteptăm cu drag și la anul. Vă mulțumim foarte mult. Salutări și domnului primar și la toți consilierii locali de aici, din cadrul administrației municipiului Drăgășani. Mulțumim, domnule Nicolae Dinescu. Și așa cum este obiceiul să alternăm, că de aceea suntem la acest mare eveniment Zilele Culturii, o să invit la microfon pe prietenul Marian Scorbureanu. Ne știm de o viață, am fost colegi și încă sunt la cenaclu Gip Mihăiescu, încă din perioada în care trebuia să fie cu cenaclu Flacăra, cu Adrian Păunescu. Marian Scorbureanu, drăgășenean, localnic al nostru, dragule, microfonul îți aparține. Cred că nu pot să cânt cu mască. Da, nu, nu, iau mască acum, o singură muzica folk este muzica folk. Te rog. Eu nu încep să te așa. La marginea pantei abrupte, la un han s-a oprit un străin. Era triști a da arme de lute și de masă o cană cu vin. Era triști
mai unde înainte să mergi, ți-a rămas să te torci apoi, nu mai ai unde înainte să mergi, ți-a rămas. Și-am ajuns la un hal pe o stâncă, să-mi leg toată marulă, nu pot să mă întreb dacă apa este adâncă, să mă leg la slujale cu tot. Zona Morunglav, Piatra Olt, mulțumim că ați venit, ați ajuns în sfârșit. O să vă anunț la momentul potrivit. Acum o să invit la microfon pe una din poetele Băniei, craioveancă, membru în Caravana Culturii, alături de noi, a cutreierat țara, de 5 ani cutreierăm țara în lung și în lat, care ne va recita din proprie creație, are destule volume apărute, Doina Bonescu. Vine din Craiova special pentru acest eveniment, este neobosită. Doina, la microfonul de acolo. Mulțumesc pentru invitație. La microfon, că nu se aude. În primul rând, la mulți ani tuturor. Mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment cultural. Sunt din Craiova, am copilărit în Apuseni și versurile preferate din poeziile lui Eminescu sunt următoarele. O, rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult, ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. Astfel zise lin pădurea, flori deasupra-mi scuturând. Și eram la ei chemare și ieșeam în câmp râzând. Marelui poet Eminescu i-am dedicat o poezie pe care o voi citi acum, intitulată Zeul nostru între zei. Lângă lacul cel albastru încărcat cu flori de nufăr, stă pe soclu Eminescu cu luceafărul pe umăr și citește lungi scrisori de din vale de rovine, unde armia română falnic flamura-și ține. Nu e dor de cafenele, de Paris, de lupanare, doar de Veronica Micle și vrea România mare. Tei bătrâni îl înconjoară, plopi cu frunza de argint, chipăcitul de izvoare și-al pădurilor alind. Și s-a dus în veșnicie, prea devreme, prea de mult. Poezia lui rămâne cu întregul ei tumult. Și de-i scos din manuale, sărăciți vor fi acei ce nu știu de Eminescu, zeul nostru între zei. Mulțumim. Mulțumim și noi, Marius,
Mulțumim și noi, Doina Bonescu, neobosită ca întotdeauna și prezentă la toate manifestările, nu numai de la Drăgășani, ci și în țară. Schimbăm puțin registru, o să invit la microfon pe Valerica Predescu, profesor, colegă și membru în Caravana Culturii. Te rog. Și de ce nu unul din membrii de bază? Și aici în Acrui și ai fundul ai Asociației Lusitava Culturală, dar mai ales la nivel național în Caravana Culturii. Ai microfonul acolo. La început sper că ne va citi ceva, iar eu cred că ar fi mai bine să mergem pe... pentru că este și actor, dincolo de profesor, e și actor. Joacă în piesele de teatru slătinene. De regulă, Mihai Havia Traista, membru al Uniunii Scriitorilor și din România, dar și membru al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, un bun prieten al nostru, un om extraordinar, care colaborează cu noi. Am fost și invitat la ambasada Ucrainei în București, în sfârșit am dat spectacole și acolo. Mers pe umor, Valerica Predescu. Mulțumesc! Mihai Havia Traista. Okay. No, calcă tu, floare, calcă. Calcă soarta, n-ai avut. Ce să faci? No, că cine-i? Acasă ești vecina. Tu, că dracu, a adus-o și pasta. Acasă sunt vecina, acasă, că doar nu umplu ca altele. Hai, intră, stai pe alea jos. Dar ce? Nu tu, floare! Nu, tu poți să-mi împrumuți tipția ta pentru făcut pită, că o veni lupa mea de la stână și o fi foame. Nu că pot. Auzit ai tu de mara lui Codru Topor? Nu că ce-i cu e? Nu că ce-i cu e? Ha! Umblă vorba că se ține cu primarul, cu Vasilie Borcuț. N-o cașe, n-o cașe, n-o că de-aia umblă ea cu somnă de mătasă și pantof de lac, n-o că de-aia. Deiză, noi suntem femei tinere și ai noștri bărbați, nu unii îți sunt decât aci l-a făcut trăburi. Ei, așa e, pe noi nu ne scot nicării. Păi eu nașcoam, eu mă scoate undeva. Nu mă scoate. Numai la tuci l-a făcut mâncări, mă ține. Păi ce lupam eu mă scoate? Nicării nu mă scoate, nici lupam eu. N-o că cine-o fi? Au, mătușă dragochină, n-o bine ai venit. N-o că șezaci. Dar de ce ai venit la noi? De ce am venit? Am venit să vă aduc văștile satului, ca urlă maramudă văști rale. Nu, că ce văști rele, mătușă dragotina? Auzi, că mara lui Codru Topor se ține cu primar. Oh, nu, că ți-am spus-o, vezi că ți-am spus-o. Așe, mătușă dragotina? Nu, că așe. Eu când eram ca voi, eu, baba, dragotina, aveam câte trei, câte patru ipomici, dar nimeni nu mă știa. Ștefana meu avea încredere în mine, ar fi băgat mânurile în foc pentru mine. Iar voi, nevestele din ziua de azi, astăzi vă găsiți un ipomic și mâine vă știe tot satul. Ipomnice voi de Maramureș, Mihai Havia Traista. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Valerica. Ca să nu vii a doua oară la microfon din propriile creații, vreau să spun că acum 2 ani, la apariția unui volum de poezii pe care l-a lansat în Caravana Culturii, în țară, Valerica a debutat și în această zonă poetică cu volum. Dacă ne citești ceva, este foarte bine ca să nu mai revii la microfon. Volumul meu de poezii, Aurul din timp. Mihai
Eminescu. Atât de actual. Eminescu este liniștea și revolta noastră. Este suflul romantic. Este speranța și lumina. Aspirația și taina. Sublimul. Căutarea. Darul divin. Iubirea. Credința și dorul de noi. Așa este. I-am dedicat versuri lui Eminescu de dragul versului lui. Dor de el. Astăzi alt bucium sună cu jale, te strigă, te cheamă cu versurile tale. Am petrecut atâția ani în banca școlii mele și am crescut cu tine în versuri de plăcere. Voi fi chemat pe mine în codru la izvorul de versul tău, cu mine îl port. Îl văd în ramuri și în plopii fără soț și întâi ca niște daruri. Același dor și singur îl am și eu cu mine să vin în toiul serii la mare lângă tine, luceferi să lucească, poruncind să se mai nască și alții ca să scrie și scrie ori mulți. Ca el n-or să mai scrie. Mi-e dor de el, mi-e dor de poezie, iar astru, codru, stau măiestru, mi-e dor de el, mi-e dor de Eminescu. Eminescu, sigur. Mulțumim, Valerica. Schimbăm puțin registrul de la poezie. Dați-mi voie să vă prezint acum cel mai important membru din Caravana Culturii. Este de 5 ani, de la vârsta de 8 anișori, pentru prima oară la Drăgășani a venit la vârsta de 6 ani. Ne-a încântat cu muzica, cu melodiile ei, o găsiți pe posturile de televiziune naționale, este aplaudată la nivel național, pe unde mergem cu ea, este vorba de Alexia Rotaru, foarte iubită în țară. Alexia, vrei microfonul acesta sau ai acolo microfonul? Mai este muzica? Nu. Alexia este atât de experimentată încât. Cântă și cu mască. De la Bali. De la Bali este. Săracă în față. Este poate. Și mă
Și de ce nu? Căutați-o pe posturile de televiziune și o găsiți, Alexia Rotaru. O găsiți pe posturile naționale de televiziune. Mulțumim, Alexia. Mulțumim și doamnei care a venit puțin mai târziu pentru că învățământul ăsta online trebuie să-și facă și predea. Asta este. Asta a întârziat puțin pe drum. Dar mulțumim că ați ajuns totuși la noi. Continuăm pe zona poetică, pentru că suntem la acest mare eveniment, marele poet național Mihai Eminescu, și o să invit la microfon pe o poetă cu statut vechi, o membră a Uniunilor Ziaristilor Profesioniști din România, din zona, deci pe județul Olt, este colega noastră, dar este pe județul Olt, din Drăgănești Olt astăzi, a venit la Drăgășani, poeta, jurnalista și prietena noastră, pentru colaborând de foarte mulți ani, membră în Caravana Culturii. Până acum o prezentam cu Liliana Ghiță Boian. Acum o prezint cu Liliana Jianu, pentru că, în sfârșit, și-a schimbat numele după soț. Liliana, ai microfonul, îți aparține, te rog. Mulțumesc! E greu cu schimbatul numelui. Trebuie să schimb permis, să schimb buletin de identitate sau, mă rog, carte de identitate, carnetul de sănătate, cardul bancar. E greu. Da? Legitimația la UZPR. Legitimația la UZPR. E greu, dar... Liliana, două cuvinte vreau să spun despre tine. Are dreptate, pentru că în momentul în care am plecat în primul an în Caravana Culturii la nivel național, evident că a fost în prima linie cu noi alături de caravana și bineînțeles că este și în sală Bebe Jianu, care s-au cunoscut, s-au plăcut și datorită caravanii s-au și căsătorit. Știți, colonelul în rezervă,
la ora actuală pe Vejia, nu să ne cânte puțin mai târziu. Ai putea să spui că am făcut o căsătorie absolut deosebită, la care am fost prezent, tradițional românesc, la Muzeul Câmpiei Boianului din orașul Drăgăneștiul, în condiții mai speciale, în mijlocul caravanei culturii. Deci ei au fost martorii noștri. Da, și toți au venit în condiția numărul 1, costum național. Așa m-am dus în opincă și costum național. Din păcate n-am putut să facem o invitație la nivel mai amplu din motive bine știute. A lipsit nașul spiritual. Din păcate a lipsit și nașul de cununie. Ne pare rău, dar asta e. Da, revenim la ceea ce sărbătorim astăzi, eminesciană. Eu te-am iubit cum nimeni n-a iubit vreodată. Cu toată ființa mea străpunsă d-un crez năucitor, în zorii zilei, când a venit o rază minunată, poleind cu argint pădurea în susul de izvor. Eu te iubesc așa cum nimeni nu iubește și gândul-mi te zidește într-un singur dor. O filă de poveste și acum îmi amintește de buciumul din deal jelind încetişor. Te voi iubi și mâine, când seara n-am coboară și tragicul se ascunde toate în replici de actor. Dorind ca suferința acestei lumi nu să mai doară, ea noaptea va înălța spre stele un vis scânteitor. Vor pobore din ceruri luceferi de lumină în univers de versuri. Frumos, serafic și surâzător, cu chipul strălucind la noi iar o să vină, Eminescu. Un gând, o patimă, un cânt nemuritor. Și o poezie de stare care face parte din volumul în pregătire, Pierderea cotidianului. Epopeea războiului tăcut. Este liniște peste tot. Nicăieri în lume nu se mai aude nicio armă de foc. E liniște peste tot. Pe pajiști cresc nestingerit ierburi din flora sălbatică spontană. În sate, tot mai puțini oameni, bătrâni și tineri, își lungesc siluetele în amiaza zilei de vară, căutând cu ochii mijiți de prea multă lumină un mesager al vinerii. Biserica, pustie, fără credincioși, își clopotnicește rugile către Dumnezeu în speranța că vor veni totuși câțiva enoriași. La orașe, aceeași mulțime disperată de mașini, alergând pe bulevardele largi, poluate și încinse de soarele torit de caniculă extremă. Oamenii, deprimați și triști, se vede asta din privire, dar grimasele deznădejdii sunt ascunse sub măștile chirurgicale. Oare toți am devenit doctor chirurgi peste noapte? Alți oameni, desigur, nu aceiași, cu o ură la fel de disperată, pleacă în concedii exotice sau petrec într-un entuziasm feroce de unde apucă sau unde li se permite. Nimic nu va mai fi ca înainte. Nimic! Lumea s-a schimbat. Vă spun în șoaptă, strig la voi, răgnesc! O bucățică sau o felie mai mare a rămas în urmă, s-a perimat. S-a dezintegrat, vin alte bucăți, mai altfel, dispuse să completeze întregul. Da. S-au lipit. Întreg. Da, până de pe jos. Da. Continuăm. Și sentimentele se vor schimba. Cele de acum vor deveni tabuce. Și stările, și opțiunile, și visele, și tot
vom deveni altceva. Realizați? Pe nesimțite, lent sau brutal, într-un tip nedefinit, imperturbabil și controlat. E liniște peste tot. Și noi ne transformăm într-un alt eu, inconștient, tacit, imprevizibil. Psihicul nostru rezistă sau nu? Ce mai contează? Dincolo de orice limită, este liniște peste tot. Bucurați-vă! Nu mai sunt războaie. Toate armele au tăcut. La știri se anunță permanent că sunt tot mai multe victime ale unui război tacit. Războiul cu noi înșine, din noi înșine, împotriva sfieși. Mulțumesc! Mulțumim, Liliana Ghiță Boian. Mulțumim... Jean. Obișnuința, doar natură. Liliana Jean. Sigur că da. Sigur că da. Mea culpa. Câmpia Boianului, din Câmpia Așa, și semnat foarte multe texte, cu, pentru că fiind în Câmpia Boianului, da, și-a pus un, acolo un pseudonim de Boian. Frumos. Foarte frumos. Foarte. Alexandrii cândva spunea cam așa. Doină, doină, cântec dulce, când te-aud, nu m-aș mai duce. Doină, doină, vieți cu foc, în răsună, stau în loc. Doină zic, doină șoptesc, tot cu doina viețuiesc. De ce fac acest preambul? Pentru că să-i invit la microfon o voce de aur a morunglavului, membră în caravana culturii, membră care acum 3 ani la Drăgășani, la festivalul Lăutaru, încă nu împlinise vârsta de 18 ani și a trebuit, pentru că așa este concursul când, de la noi, din Drăgășani, să ai 18 ani. Și atunci a trebuit să iau derogare de la Râmnicu Vâlcea ca să poată să intre în concurs. A fost una dintre premiate, evident, putea să ia marele premiu atunci, numai că juriul au zis, domnule, și totuși, Dabie e cea mai mică, a venit să-i dăm marele premiu, hai să-i dăm un premiu puțin mai mic. Dar al doilea an, adică acum un an, a luat marele premiu la Drăgășani. Este vorba de Camelia Rădeasa. Camelia, de aceea ți-am zis, pentru că dinainte de a merge pe stic, am nevoie aici, așa cum știi tu, să o faci cu o doină curată. Poate chiar din Moronești. Nu vorbim. Da? Bă, ce frumos! Azi nici mare tu nu mai bate. Și-alergau oamenii până sate să-și facă sângurii dreptate, că nu mai aveau bucate. Urlau câinii penserate, vecinii peste toi timpuri am dat.
Pe rășniță mi-am dat, în pilou mi-am pisat, și-acum să le fac păsat, să le mânjesc buzăle, să le șterg lacrimile, să le șterg lacrimile, of. Că toată vara au muncit la ciocuiu înrăit, ne-au pus de-am tras și jug, cu biciu ne-au biciuit și nimic nu ne-a plătit. De mor copii de foame, of, ce n-o mai face, Doamne? Of, ce n-o mai face, Doamne? Într-o zi n-au mai răbdat, țăranii s-au lăscurat, femei, bărbați și copii, au fost sute, zeci și mii. Cu furci, sape și topoare și cu coase la spinare. Pe boieri! Pe boieri să-mi omoare, că-i lăsau răbdândă foame! Pe boieri au spânzurat, cu cornașa au înțăpat. Fuga la bătul le-au dat și-au luat de sau săturat. Azi au toți căsuța plină de belșug și de lumină. Niciun copil nu mai plânge, mâncarea la toți le ajunge, mâncarea la toți le ajunge. Continuăm. Legem la gând. Thank you.
să cărăm prin lume satul, că loc mai frumos voi arătu. Nicăieri nu e mai bine, o mânie în sat la mine. Încât vatra strămoșească și căsuța părintească, toate florile câmpiei și traiul copilăriei. Mulțumim, Camelia. Dacă permite timpul, poate eu să revin la... Mulțumesc, Camelia. Morânglavi. Ce-a căutat Camelia din Morânglavi aici? Și profit de această situație, pentru că așa ne-am întrebat și negru 200-300 de ani, ce-a căutat Matei din Morânglavi să construiască o mănăstire la Șerbănești. Și am găsit motivații, o să găsesc și pentru Camelia motivații de a veni aici în Morânglavi, mai ales că profit de această situație, să vă spun că în această mănăstire Morânglavi a început activitatea un anume Iosif Naniescu. Datorită modului de comportament cu oamenii în slujba lui Dumnezeu, a ajuns mitropolitul Moldovei și apoi sfânt în calendarul ortodox. Pe 26 ianuarie, deci în fiecare an, sărbătorește Sfântul Iosif cel Milostiv. Adică acel Iosif Naniescu care a fost la Șerbănești. De aceea pe 26 s-ar putea, dacă aveți bunăvoință, să ne vină la simpozion la Șerbănești și atunci ne dăm seama de ce Morânglavi și Șerbănești, pentru că, și vă asta închei, soția lui Matei Morânglavu a adus de la Morânglavi, erau doi frați foarte buni lăutari, deci asta în 1750 și ceva, unul a rămas la Morânglavi și acolo s-a construit imperiul folcloric la Morânglavi și unul a venit în Șerbănești. Și la Șerbănești, până acum vreo 2, 3, 4, 5 ani, a fost într-adevăr un imperiu folcloric de care s-a bucurat și Teodor Borășel când a fost în Șerbănești ca preot. De aceea, invitația deja este pentru Camelia și pentru Alexia și sper că și dumneavoastră care puteți să veniți la, pe 26 de ianuarie, la orele, să zicem, 12, la simpozion la Șerbănești. Cu drag, mulțumesc! Mulțumim, Iliuță. Eu primisem de acolo o săptămână invitația. Mulțumesc că m-ai invitat încă o dată. Uite, invităm și pe Lena Naie și pe televiziunile, dacă sunt liber, în 26, și sunt convins că o să fie prezent. Continuăm, sigur că da. Păi dacă tatăl are atâtea cărți apărute, conduce și o revistă literară și sunt destule cărți pe care le-am scris, am zis să invit și fiica să recite o poezie din Eminescu. Maria, recite și tu o poezie. Te asistă și profesoara ta de limbă, de limba franceză. Sper că n-ai emoții, că ai... Eu nu cred nici în Iehova. Eu nu cred nici în Iehova, nici în Buddha, Sakya Muni, nici în viață, nici în moarte, nici în stingere ca unii, visuri sunt și unul și altul. Și totuna mi este mie, doi trăi pe veci și pe lume, doi muri în vecinăcie. Toate aceste taine sfinte, pentru om frânturi de limbă, în zadar gândești căci gândul zău nimic în lume schimbă. Și fiindcă nimica eu nu cred, o dați-mi pace, fac astfel cum mie îmi place, cum... Și faceți spre cum vă place. Nu vă luiți a mea gândire, și nici cu stil curat și antic, toate sunt deopotrivă. Eu rămân ce am fost, romantic. Mihai Eminescu. Trebuie să ne întoarcem la poezie. O să invit la microfon pe o decană de vârstă, un om important. Vreau să spun că atâtea lucruri nu se știu despre Drăgășani. Atâtea lucruri sunt care o să
dispară odată cu dispariția acestor oameni. Istoria